Bine ați venit la întâlnirea noastră săptămânală, la emisiunea care vă dezvăluie tainele șahului, dar vă și provoacă la logică. Sunt Bogdan Muzgot și astăzi vă invit împreună cu Delia Duca Iliescu în lumea captivantă a șahului. Emisiunea noastră se difuzează în fiecare sâmbătă la 12:30, dar și duminică în reluare de la 13:30. La Techirghiol a avut loc simultan tradiționalul Open de șah, coordonat de maestrul internațional Mircea Pavlov, și campionatul național de veterani la șah clasic, rapid, blitz și dezlegări, arbitrat de Dinu Ioan Nicula. Orașul Techirghiol a găzduit în perioada 29 iunie-5 iulie, în organizarea Clubului Sportiv Sparta Techirghiol și a Consiliului Local Techirghiol, campionatele naționale de șah 2019 pentru veterani și veterane la șah clasic, șah rapid, blitz și dezlegări la categoriile 50-65 de ani și peste 65 de ani. În paralel s-a desfășurat și a 29-a ediție a turneului Open Internațional Trofeul Techirghiol Mircea Pavlov, cu participarea unor delegații de sportivi din Rusia, Canada și Republica Moldova, precum și din România, din București, Timișoara, Cluj, Constanța și Buzău. Competițiile au avut loc în sala de sport din Techirghiol și au adunat la start peste 120 de participanți, respectiv 44 de veterani și veterane, 40 de sportivi seniori și 36 de copii și juniori cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani. Competiția urmărește și popularizarea șahului în rândul copiilor din Techirghiol, anul acesta participând 12 copii din orașul gazdă. Primul loc la turneul Open Internațional Trofeul Techirghiol Mircea Pavlov a revenit maestrului din Rusia, Oleg Maximov, iar titlurile de campion național la șah clasic veterani au revenit sportivilor Roxana Adoamne și Aurelian Ciobanu. La festivitatea de premiere s-au înmânat cupe, diplome, medalii și premii în bani de către primarul orașului Techirghiol, Iulian Soceanu, de maestrul internațional Mircea Pavlov, organizatorul principal al turneului, și de către colega noastră, Delia Duca Iliescu. Competițiile au fost arbitrate de arbitrii internațional Claudiu Ordache Badea, președintele Asociației Județene Constanța din Ioan Nicula, și arbitrul național Octavian Moise. Astăzi vă propunem spre rezolvare următoarea diagramă cu doar 6 piese. Alb, rege H1, damă A1 și cal C1. Negru, rege D1 și pioni în C2 și D2. Enunțul problemei este: albul mută și dă mat în două mutări. Așteptăm prima mutare din soluție pe adresa de e-mail shah@realitatea.net. Soluția diagramei va fi prezentată în ediția următoare. Îi felicităm pe telespectatorii aflați astăzi în topul dezlegătorilor. Ei sunt cei care au trimis răspunsuri corecte la problemele propuse de la cea mai recentă afișare a topului. Invit pe colega mea, Delia Duca Iliescu, să prezinte noi diagrame, noi provocări pentru fanii emisiunii. Bun găsit tuturor! Îi felicit pe telespectatorii aflați astăzi în topul deslegătorilor, precum și pe participanți de la trofeul desfășurat la Techirghiol săptămâna trecută. Avem o diagramă simplă astăzi, dar destul de instructivă prin faptul că o mutare neatentă din partea albului ar duce la pierderea șansei de a câștiga. De exemplu, dacă albul și-ar apăra turnul și ar juca rapid rege F7, fără să analizeze cu atenție, regele nu poate să joace în H6 pentru că avem calul în G4, nu mai poate să captureze turnul, câmpurile G7 și H8 sunt controlate de turn, câmpul G6 și G7 atât de turn cât și de rege, și astfel este remiză, poziție de pat.
Negrul este la mutare, nu se află în șah, nu are unde să joace și albul a ratat șansa de a câștiga această partidă și trebuie să se mulțumească cu jumătate de punct. Așadar, în astfel de poziții trebuie avută o grijă deosebită, mai ales la partidele de blitz, să nu jucăm o astfel de mutare. Chiar și plecarea din turn pe linia A8-a ar fi fost la fel de rea pentru alb. Din nou, negru nu are unde să joace și ar fi fost pat, remiză, poziție de pat. O mutare destul de bună pentru alb ar fi fost să plece din turn pur și simplu pe linia G, astfel încât să-i permite negrului să joace în H8 și să câștige în câteva mutări, dar o mutare bună, spectaculoasă și care asigură matul în exact două mutări, astfel încât să îndeplinim enunțul diagramei, era sacrificiu de cal în H6. Bineînțeles, o mutare oarecare din rege ar fi dus din nou la pierderea turnului și la obținerea a jumătate de punct și din nou albul rata șansa de a câștiga. Deci această mutare era oarecum evidentă, că nu se poate juca pur și simplu din rege oriunde, dar cal H6, cum spuneam, este spectaculoasă pentru că apără turnul, îl lasă acolo pentru că ocupă o poziție foarte bună, controlează atât coloana G cât și câmpul H8 și îl invită pe negru să joace singura mutare pe care o are la dispoziție, să captureze calul, situându-se astfel în poziția standard de mat cu turnul, turn H8 și este mat, pentru că regii se află pe aceeași linie. Am văzut cum o mutare subtilă din partea albului, cal H6, un sacrificiu de cal, a apărat turnul și a reușit să dea astfel mat în exact două mutări. Continuăm cu o altă diagramă, de asemenea de mat în două mutări. Continuăm cu o diagramă foarte interesantă, în care vom vedea legături și șahuri date datorită acelor legături. În poziția inițială, negrul nu ar avea unde să joace din rege. Albul are cele două turnuri care controlează foarte bine câmpurile din jurul regelui, iar celelalte sunt autoblocate, iar câmpul C3 este controlat de regele nostru. Așadar, un șah din cal, de exemplu, dacă s-ar putea da, ar fi suficient pentru a fi mat, dar nu avem unde să dăm șah din cal, atât câmpul E4, cât și câmpul B3. Vedem că sunt ocupate de piesele noastre și astfel nu putem da șah cu calul. De aceea, prima mutare, spectaculoasă, mai ales pentru că albul își plasează regele pe linia a patra și își leagă astfel propria damă. Prima mutare este rege B4, singura prin care dăm mat în exact două mutări. Am fi putut să capturăm dama, puteam să facem alte mutări, dar prin rege B4 vom vedea că reușim să dăm mat în exact două mutări. Albul amenință să joace cal B3 mat, pentru că pionii negrului înaintează, ei sunt la un pas, respectiv doi pași de transformare, așadar câmpul B3 nu este controlat de nicio piesă a negrului și totuși negrul are multe posibilități de a se apăra. Vedem în primul rând faptul că ar putea să captureze dama cu șah, dar acum ne-a ajutat pentru că putem să jucăm cu calul în E4 și să dăm mat. Spectaculos acest mat, pentru că dama negrului nu poate să ne captureze calul, fiind legată după mutarea negrului,
turn din E3 în E4. Cât timp turnul era acolo, dama negrului putea să mute oriunde. Dar după plecarea turnului, acest șah dă chiar mat, dama fiind, cum spuneam, legată, nu poate să captureze calul albului. Iar dacă încearcă să captureze cu dama în E4, la fel este șah, deci a barat amenințarea noastră cal B3, dar și în acest caz, după mutarea damei, turnul negrului este legat și astfel putem să capturăm dama și avem același mat cu calul în E4, pentru că de data aceasta turnul negrului este legat. Așadar, șahurile nu îl ajută pe negru. Ar putea să joace o altă mutare interesantă prin care să împiedice cal B3 mat, legând calul albului pe această diagonală, poate să joace dama D6. În acest caz și-a legat turnul propriu, dar noi nu putem să jucăm dama ia la D3, de exemplu, pentru că a apărat prin mutarea sa și acel pion, deci nu avem dama ia la D3 mat. Nu avem nici cal B3 șah, pentru că nu mai putem să plecăm din cal după mutarea damei, însă după plecarea de pe coloana F avem un șah în G2 care dă mat, tocmai pentru că dama nu mai este acolo să poată să mai amâne acel mat și pentru că turnul nu poate să joace în E2, el fiind legat după plecarea damei. Din nou o diagramă absolut spectaculoasă. Și ultima posibilitate de apărare a negrului ar fi să mențină dama pe coloana F, legând în același timp calul albului și poate să facă acest lucru jucând dama F8. În acest caz nu mai avem cal B3 șah, dama G2 nu ar da mat, pentru că ar putea să mai amâne cu dama în F2 și nu am îndeplinit enunțul problemei, nu ar fi mat în exact două mutări, dar în acest moment pionul din D3 nu mai este apărat de nimeni, turnul este legat și astfel avem mutarea dama ia la D3 cu mat. O diagramă în care am văzut foarte multe autolegări prin mutările negrului și am văzut cum o mutare subtilă din rege, chiar dacă s-a plasat pe aceeași linie cu dama negrului, a creat o amenințare suficient de puternică. Vă aștept și data viitoare cu alte diagrame sau studii foarte interesante. În orașul Victoria a avut loc weekendul trecut cea de-a doua ediție a competiției de șah Cupa Prieteniei, organizată de Clubul Sportiv Chimia. În zilele de 6 și 7 iulie, orașul Victoria a fost gazda unui concurs de șah la care au participat jucători de toate vârstele. Invitatul de onoare a fost maestrul internațional Alexandru Manea, care după terminarea concursului a ținut o demonstrație de șah. Am redescoperit bucuria șahului cu cei mici, dar și cei maturi. Am analizat, am jucat-o în simultan, ce avea ca scop bucuria jocului și nu rezultatul. Am discutat despre magia puterii de calcul și a vizualizării până aproape de miezul nopții. O experiență încântătoare și mai ales benefică pentru cei prezenți, mulți dintre ei veniți din Brașov sau Sibiu, care au redescoperit o zonă de interes șahist și un oraș verde și plăcut, a declarat Alexandru Manea, maestru internațional la șah. Invitatul turneului a avut numai cuvinte de laudă la adresa organizatorilor. Orașul Victoria te îndeamnă la liniște, dar și la socializare. Fără energie bună și oameni implicați, nu se poate organiza un astfel de eveniment. De aceea trebuie admirat efortul lui Ioan Bârsan, omul cu mișcarea șahistă de la Victoria și al micilor și mai marilor iubitori de șah prezenți la concurs. Turneul a avut loc la Casa de Cultură și a fost organizat de Clubul Sportiv Chimia Victoria. Ne bucură faptul că am putut să organizăm acest concurs de șah în orașul Victoria și mai ales faptul că am avut atât participanți seniori cât și copii, cel mai mic dintre șahiști având doar 5 ani, a declarat Ioan Bârsan, directorul turneului. Arbitrii competiției au fost Monica Topârceanu și Dinu Ioan Nicula.
Dragi prieteni, emisiunea noastră se oprește astăzi aici, dar vă așteptăm și data viitoare pentru alte povești interesante din șah. Așteptăm, desigur, și comentariile dumneavoastră pe e-mail sau pe Facebook. Nu uitați întâlnirea noastră cu șahul în fiecare weekend. Noi vă așteptăm!